Autoritățile egiptene au inaugurat la începutul lunii segmente lărgite ale canalului Suez, care face legătura între Marea Mediterană și Marea Roșie, informează La Republica. La ceremonie au participat zeci de lideri străini. Lucrările au fost terminate la finele lunii iulie și permit dublarea traficului naval pe segmente care totalizează 72 din totalul de 193 de kilometri. Canalul inițial a fost extins pe o porțiune de 37 de kilometri și a fost construit un nou segment cu lungimea de 35 de kilometri. Guvernul speră să obțină de acum încasări de 10 până la 11 miliarde de dolari pe an, față de cele 5 miliarde anual de până acum. Abdel Fattah al-Sisi, președintele egiptean, a fost primul care a parcurs noile secțiuni. La bordul iahtului istoric, prima navă care a parcurs canalul Suez în anul 1869. Printre liderii străini prezenți s-au numărat președintele Franței, premierul Rusiei și ministrul italian al apărării. Canalul Suez a fost inaugurat în anul 1869 și permite trecerea navelor din Marea Mediterană în Marea Roșie prin evitarea capului Bunei Speranțe, situat în sudul Africii.